Revi, e timpul să auzim povestea ta, frate. Eram cu Uzi pe plajă când a agățat prietenele unor băieți. Zic și versul, dacă vrei. Era o gașcă și a zis, voi plecați, voi stați. Și ele au rămas? Așa. Au vrut, dar... Na. Ce? Erau băieți acolo. Adică și... au vrut și... Nu în mod special au vrut, dar nici nu le-a părut extraordinar de rău. Că au rămas sau că au plecat? Că trebuie să se care. Că era ciudat. Bă, îți fură Uzi gagica, nu ți-o fură oricine, știi ce zic? Eu nu înțeleg, au rămas sau au plecat? Au plecat, dar știi cum pleci cu 20% dorință de a rămâne. Și el ce a zis? S-a dus la ele și la ei, că erau bine, ei. A fost așa o glumă, a zis, a întrecut pe lângă ei și a zis, voi acum plecați, ele rămân, n-a fost o... Și ele au rămas, ei s-au tirat, ei s-au noroc cu Uzi? N-au rămas, au plecat toți. A, au plecat, da. Mă, dar fetele, cred că l-au plecat, se uitau așa, știi? Cu gândul la Uzi, Uzi, da. Știți interviul ăla cu Duzi, că fetele a două, vreau să le bastea mică. Da. Uzi. Iar eram copil și eram foarte speriat, să nu mi-au bătaie. De ai speriat? Da. Erau mari? Păi erau de între, nu știu, 30 și 40 de ani și erau mai mulți, deci puteam să mi-o cam iau. Ce? Erai cu Uzi. Și tu câți ani aveai? Cred că 14-15. Unde se întâmpla, unde era concertul ăsta? Costinești. Sună plauzibil. Nu, este adevărat 100% la mega discoteca. Da. Eu n-am mai am întrebări, mai aveți nici întrebări? Nici eu n-am, chiar n-am. Eu aș avea întrebări, dar nu sunt din echipa voastră ca să le pun, așa că... Pune-le dacă vrei, că nu ne schimbă răspunsul. Nu, lăsați, nu vreau să vă ajut. Că... Și Uzi ce a făcut după? Nimic, ne-am plecat în continuare, n-a fost nimic. Uzi era beat? Nu. Dar băuse sticla aia de whisky. Care? Aia Uzi din protocol. Uzi la fiecare concert. Nu eram ziua, nu eram, era ziua înainte. Aaa, am văzut după 13, concert, ok. Da. Și după aia ce ați făcut? Fetele nu au rămas? Au plecat, ne-am primat în continuare. Nu mai găsim altul. Și era kind of o glumă, adică nu era ceva gen chiar pe bun. Era așa, o caterincă de-a lui. Eu aș întrerupe un pic acest video să filmez puțin echipa care se luptă și e stragă la aici. A trecut un avion adinea oricum de mine. Băi, de ce erau acolo? Bun, deci, întrebări? Eu nu mai am întrebări, eu scris 100% adevărată. Serios? Da. Vedic final serios. Adevărat? Da. Adevărat. Vedictul vostru final e adevărat, da? Adevărat, da. Revi. Eu am crezut că o să ziceți că e fals, adevărat. Nu, e Uzi, frate, mai convins. Da, chiar era să... Dacă ce că e și-a bătut pe gagici, lumea aia și-a rămas cu ele, tot te credeam.